Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați venit la Out of the Box, programul care vă pune la încercare ideile și vouă, și mie mai ales. Lorand Balint este invitatul meu, Laurent Balint este expert în marketing și cu el discutăm mituri și chestiuni înrădăcinate în societatea românească sau, dacă vreți, idei noi care s-ar putea să fie un pic spăimoase, dar care trebuie regândite. Salutare, bine ai venit! m Mai surprins la un moment dat spunând, eu te ce baftă pe clubul Dinamo că nu are uh, stadion sau care are un stadion vechi. Trebuie să recunosc că da, e de râs. Eu am fost săptămânile trecute la un meci de antrenament la Dinamo, la juniorii lui Dinamo și într-adevăr m-am uitat la stadionul acela pe care îl știam din copilărie. E o nenorocire acolo. Arată foarte rău, foarte rău. Inclusiv eram cu copilul meu da, și el mi-a spus: Ce mizerie asta aici! Chiar e o nenorocire. Și mi-au -am dat aminte de ce ai zis uh -huh. tu. Și tu ai zis: oh, Ce lucru bun că nu are Dinamo stadion acum. Păi cum să fie bun? Uh -huh. Da, nu numai pe tine te-am surprins, am surprins pe multe lume cu care am avut această discuție. Uh, și vine în contextul în care România a construit o serie de stadioane noi în ultimii ani și văzându-le mi-am dat seama, mamă ce tare pe Dinamo că încă nu și-a construit stadionul și că poate să-l construiască cum trebuie. Și o să te invit la un exercițiu de imaginație înainte de a merge mai departe cu discuția. Hai să ne închipuim că amândoi și eu și tu am moștenit în urmă cu câțiva ani câte o camionetă. va, viața a făcut și fiecare dintre noi a avut o camionetă și am început câte un business de transport mic, transport, stânga, dreapta, okay. pe care ne-am văzut de viață. E, anul trecut, eu mi-am cumpărat o camionetă nouă. Mi-am cumpărat o camionetă cum un visam eu de prin 2005, când am văzut o camionetă în Germania, mișto, faină, nouă, mama mea, cum arăta, cum făcea și ce de lucruri față de camionetele noastre învechite pe care le-am văzut. Și era model 2005, băi de mine, mi-a mi plăcut și tot timpul am visat la el și mi l-am făcut. No, Acum eu am o camionetă nouă, model 2005, cu care fac mult mai multă treabă decât faci tu cu camioneta ta în vechită. Vine momentul în care și tu poți să accesezi aceleași fonduri da. pe care le-am accesat. Eu să-ți cumpăr o să eu camionetă nouă. Ce fel de camionetă îți vei cumpăra tu? Păi, nu știu, nu m-am gândit deocamdată, dar probabil că una nouă, în sensul de, nu știu, model nou, adică mi-aș lua cât mai nou, nu? Mi-aș lua ce îmi permit în limita bugetului? Dar ceva nu, nu 2005, așa așa, în 2019, 2020. Ei, întorcându-ne la stadion, un pic, asta este ce s-a întâmplat în România. Noi am construit ca în 2005, 2005. Oamenii au călătorit, au fost în, prin Europa, prin lume, au văzut stadioane. Mamă, visau, băi, dacă o să reușesc să strâng resurse, să aliniez planetele în România, să construim și noi așa ceva, să avem și noi un astfel de stadion. Și am construit stadioane ca în 2005, ori. Nimeni n-ar mai construi în Germania, în Franța, în Anglia, în America stadioane astăzi cum au construit în 2005. Ar construi ca în 2022, ar construi pentru 2025, 2030, chiar 2035. S-ar gândi pe cum va arăta sportul, cum va arăta societatea peste 5 ani, peste 10 ani, pentru că stadionul construiești și stai cu el o perioadă lungă. Deci un stadion care să dăm în folosință în 2025 va fi încă folosit în 2075 dacă ne uităm la... Da, nu nu m-aș duce chiar atât de departe, o să vină niște renovări la un moment dat, dar tu nu vrei să-i dai drumul să-l inaugurezi și să vii cu renovările și cu schimbările la 2 ani după ce l-ai uh, inaugurat. Și atunci tu trebuie să faci un exercițiu foarte serios prin care să încerci să anticipezi cum va arăta societatea peste 5 ani de zile și cum va arăta sportul și cum va arăta sportul meu pentru care fac uh, acest uh, stadion. Deci, la Dinamo... Se joacă fotbal, se vrea un stadion de fotbal, da, uh -huh. care probabil că e și proiectat sau urmează da. să fie construit acum, doar că trebuie făcut cu gândul la anul 2050. Hai să zicem 2030, să nu ne aruncăm până la 2050, da. că deja viața este atât de fluidă, se schimbă lucrurile, dar deja dacă îl faci pentru 2030, o să constati că îl faci diferit de modul în care au fost făcute celelalte stadioane. Trebuie să te uiți la trenduri, trebuie să te uiți la ce se întâmplă în lume și uh, nu o să avem timp aici să intrăm într-o analiză profundă, dar pot să dau câteva exemple. Unul dintre trendurile care încep să materializeze deja este ca cluburile să organizeze vizionări ale meciurilor din deplasare acasă, pe stadion. Adică Roma are 10.000 de fani la Tirana și 50.000 de fani... Olimpico, care trăiesc experiența, care vin toți cu tricouri, cu... Olympia, deși meciul e în altă deși parte. Deși meciul este în altă parte, în altă țară, dar, practic, la Frankfurt, la fel, 50 ceva de mii de oameni pe stadion când Frankfurt joacă în deplasare. Se poate, pentru că au apărut ecranele de mari dimensiuni, tehnologie care facilitează foarte mult chestia asta, dar este doar un trend, pentru că stadioanele nu au fost făcute pentru asta. Și atunci este o investiție foarte mare. Astăzi, ca să aduci toată infrastructura, să amenajezi, să pui în mijlocul stadionului, ecrane și tot, cât să fie o vizionare de calitate și atmosfera să fie faină, este foarte scump. Dar dacă tu îl construiești deja, gândindu-te la uh, bun, joacă Dinamo acasă, vin oamenii la meci și când joacă în deplasare nu se poate duce toți uh, dinamoviștii în Suedia, când o să joace în Cupele Europene, să asiste la meci. veni. la Timișoara probabil că nu o să... Dar vor veni pe stadionul tău pentru că vrei să-i aduci să fie ca o a doua casă, vrei să... Și fie... Mai și plătesc. Și îi plătesc uh, consumă consumă nu doar uh, uh, produse de la punctele de de vânzare pe stadion, dar și tricouri și merchandising pentru că dublezi momentele în care e nevoia de a le purta și tot, și se creează o comunitate. Deci, practic, tu ai săptămânal activitate și folosești mult mai mult stadionul, pentru că îl altfel ce faci? Construiești un stadion pe care să-l folosești la fiecare două săptămâni în timpul sezonului și restul să stea nefolosit? E, asta este un lucru de care ar trebui să ții cont. Strict la Dinamo, dacă ne uităm un pic, noi îl construim din banii comunității. Deci toată lumea contribuie pentru stadioanele care au, fost, au, au contribuit la uh, stadioanele care au fost construite, la fel și la Dinamo, va fi construit din banii tuturor. E, lângă Dinamo este spitalul de urgență. Am trăit o pandemie, am văzut războiul din Ucraina, am văzut uh, cum apar niște crize în care ai nevoie de extra spații și tot. Dacă el ar fi gândit deja, integrat cu spitalul de urgență, ce s-ar întâmpla în cazul unui cutremur major în București, ceea ce nu este deloc exclus. Ce s-ar întâmpla în cazul unei noi pandemii, iarăși deloc exclus. Cum poți să-l integrezi? Cum poate să fie, probabil, dintr-un singur culoar subteran între arenă și spitalul de urgență, tu poți să eficientizezi la maxim utilizarea lui. Dar sunt multe alte lucruri pe care le-ai putea le face. Ideea ar fi să te gândești cum îl putem integra. Și să fie din start gândit ca un sprijin în cazul unor situații de urgență. Excelent, da, nu m-am gândit niciodată la la chestiunea asta. Este, da, da este dincolo de sport, este uh, o integrare în ceea ce se poate întâmpla în viitor și ceea ce se întâmplă punctual în diferite zone. Dacă uh... Mai sunt da. idei pentru Dinamo sau trec că am eu să te întreb? Hai întrebi? să trecem, da. Da, la uh, tu ai făcut la un moment dat un focus grup să-i spunem. O cercetare. O cercetare, da. -mi, -mi. Pentru o sală de scrimă, p pentru Federația p Română de Scrimă, pe același principiu. Sala da. se construiește astăzi, dar scrimă se va juca, ăsta e termenul corect, da? Se va practica. Se va practica și peste 15-20 da. de ani. Cum o să arate scrimă anului 2035? Da. Da. Ce se va întâmpla în sală, a fost întrebarea, ca să știm să facem o sală cu gândirea asta. Zic Aici bine? Este, da, zice bine, practic intrăm un pic și cum să faci, cum să identifice aceste trenduri și tot. Ceea ce am făcut a fost o cercetare de tip Delphi. Am strâns un grup de oameni fine, peste 15, 16-17 oameni, care lucrează în diferite domenii puternic legate de inovație și fără legătură cu sportul, fără legătură cu scrimă în faza aceasta. Dar inovații, trenduri, tehnologie, IT, sociologie, marketing, inginerie, jurnalism. Și i-am am invitat să răspundă la trei întrebări pe fiecare în parte individual. Cum va arăta scrima peste 5 ani, din punctul lor de vedere? N-am mers mai mult, am mers 5 ani. Ce tehnologii vor apărea și ce impact vor avea asupra antrenamentelor de scrimă din punctul lor de vedere? Și ce dotări va trebui să aibă o sală modernă de antrenament de scrimă, astfel încât să rămână performantă peste 5 ani? Era vorba de construcția unor săli de antrenament de scrimă în București. Fiecare dintre cei 15 au răspuns la întrebări, am strâns întrebări, am strâns răspunsurile, le-am centralizat, le-am trimis înapoi tuturor, centralizate, și am invitat să-și revizuiască părerea. Și ne-au trimis înapoi un al doilea punct de vedere. E, am strâns niște idei, zic eu, foarte interesante, de exemplu, tehnologia de realitate virtuală. Okay. În fiecare an se ieftinește. Deci, practic, este din ce în ce mai accesibilă. De curând am văzut o știre cu o școală din Brașov care a cumpărat 30 ceva de ochelari și un sistem de virtual, realitate virtuală ca să predea mai interesant materiile la clasă. E, peste câțiva ani va fi și mai ieftină și mai accesibilă. Ori realitatea virtuală poate să-ți ofere o capacitate de analiză fantastică versus tehnologia actuală. Adică poți să-ți filmezi cu camere 360 de grade de antrenamentul și apoi să diseci împreună cu antrenorii tăi mișcările, mișcarea brațului, mișcarea corpului mm -hmm. într-un mod în care înainte nu puteai uh, face. Dar dacă construiești sala fără să calcul chestia asta, peste 2-3-4 ani când tehnologia se va ieftini, va trebui să dai gaură cu picamărul ca să pui un trepied și solid, bine înfipt în podea, cu o sferă de, cu 12-16 camere care să filmeze 360 de grade. Este un exemplu un pic uh, de ce poți să anticipezi că se schimbă, dai niște găuri pentru un trepied și în cazul în care n-ai anticipat corect, el găurile rămân, sunt acoperite, e un capac deasupra, nu te deranjează cu nimic. Dar dacă ai anticipat corect și nu ai dat găurile, vei intra în renovare, dintr-o dată va veni și închidem sala, facem, schimbăm lucruri. Îți mai dau un exemplu, l-au zis undeva, cablurile din pereți. Nu știi da. ce cabluri vei avea nevoie. Este stadionele din America acum se construiesc cu țevi goale în pereți pentru că nu știu ce cabluri vor avea și atunci le pun deja țevile. Acum e o investiție infimă versus întreaga investiție, dar costurile ar fi uriașe dacă ar trebui să închidă stadionul, să tragă extra țevi și tot așa. Atunci au zis, nu știm ce tehnologie va apărea, nu avem nevoie astăzi. Dar hai să punem noi țevile, pentru că la cum se mișcă lucrurile este foarte, foarte probabil să avem nevoie curând. Un alt exemplu, analiza video va juca un rol din ce în ce mai mare în uh, scrimă, uh, este analiza video a adversarilor, dar și a propriului uh, antrenament. De multe ori s-ar putea ca antrenorul să nu fie în locație cu tine. Adică tu să te antrenezi cu antrenorul de la lotul național, tu copil fiind, să zicem, uh, și el să poată să monitorizeze antrenamentul tău de la distanță. Și atunci tu trebuie să gândești un pic noua sală de antrenament, astfel încât să, fie, să facilitezi filmarea să aibă bandă de internet foarte, foarte bună, astfel încât și cu sistem de comunicații, astfel încât să-ți coordoneze antrenorul tău antrenamentul. Astăzi pleacă antrenorul, te antrenezi cu altcineva. Dar mâine toate astea sunt foarte, foarte probabil să devină realitate. Și sunt foarte multe alte idei desprinse de aici faptul că mașina va fi din ce în ce mai puțin folosită în București, că n-ai ce să faci. Va, da, fi, va fi din ce în ce mai puțin. Da. Asta înseamnă că va fi din ce în ce mai greu să vii la antrenament cu tot echipamentul, cu tot înainte îl puneai în portbagaj, era geanta tot. Spațiile de depozitare vor fi mult mai importante decât uh, erau înainte. Dacă nu le gândești de acum, dacă nu uh, iei în calcul uh, lucrul acesta, va trebui să inventezi, să improvizezi, să lipești uh, niște Atenție, da. Ăsta nu e un seminar de scrimă. E, nu e. Este e out de of justrat... the box la Europa FM și ilustrăm modul în care noi ca nație, ca societate și ca structuri administrative trebuie să luăm decizii pentru viitor. Societatea e fluidă, se schimbă foarte rapid. Da, Noi trebuie să nu mai ne întregostim de niște lucruri pe care le-am văzut să le copiem. Adică ne uităm, mamă ce mi-a plăcut, așa vreau, așa facem, așa, nu, nu, așa facem. Trebuie să avem curajul să gândim pentru viitor și să fim cu un pas înainte. Mie mi se pare asta marea oportunitatea lui Dinamo. Este poate să aibă un stadion mult mai modern, mult mai eficient, care să-ți permită să faci afaceri cu adevărat pe stadion, versus competiția, versus stadioanele deja construite de la, din Giulești sau din Ghencea, care sunt pe vechiul model. Loran Balint, invitatul nostru permanent la Out of the Box. Ne auzim și săptămâna viitoare. Deocamdată vă spunem spor la treabă. Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.